Potrivit meteorologilor, azi și mâine va ninge în toată țara și temperaturile vor fi mai scăzute, izolat va fi ceață, iar pe drumuri se va forma polei. În weekend, vremea va fi stabilă și se va încălzi, iar mercurul din termometre va crește și noaptea va ajunge până la minus 10 grade, comparativ cu zilele trecute. Pentru ziua de mâine, precipitații nu se prevăd, se așteaptă ninsori slabe pentru sâmbătă și duminică, dar mai mult ziua și foarte slabe, iar temperaturile încă se mențin cu minus. În ceea ce ține de temperaturile de noapte, vor fi noaptea care vine, nu sunt excluse de până la minus 20 de grade, dar izolat și mai mult o jumătate de nord. Reprezentanții de la Serviciul Situații Excepționale au menționat că, în comparație cu ziua de ieri, unde salvatorii au intervenit pentru deblocarea și tractarea mijloacelor de transport în raionul Cimișlia, Soroca, Hâncești și Căușeni, iar unele localități au rămas și fără energie electrică, astăzi lucrurile nu sunt atât de tensionate. Asta situația este una liniștită, fără careva situația ieșită din comun. În continuare, salvatorii și pompierii monitorizează, iar datele se acumulează în cadrul despeceratelor integrate, atât pe zona nord, centru și sud. Cel puțin deocamdată nu au fost înregistrate solicitări, iar rapoarte noi privind toată situația din țară vor fi către orele 6 dimineața a zilei de mâine. O instituție de învățământ din raionul Taraclia a fost și astăzi închisă din cauza condițiilor meteo nefavorabile care au dus la suspendarea rutelor de transport școlar. Este vorba despre liceul teoretic Ciumai, unde își fac studiile 235 de elevi. Despre aceasta a anunțat Ministerul Educației într-un comunicat de presă. Totodată, din cauza drumurilor înzăpezite și a ghețușului, nu au fost transportați la școală elevii de pe 10 rute în 4 raioane: Taraclia, Cantemir, Ungheni și Strășeni. În total, 612 elevi nu au fost transportați spre instituțiile școlare de circumscripție. Activitatea instituției din Taraclia a fost sistată miercuri 8 februarie. În aceeași zi, nu a activat nici grădinița din localitatea Ciumai.